Zeci de enoreași au participat sâmbătă la procesiunea Drumul Crucii al Păcii și al Unității Bisericii. Potrivit unui comunicat al Mitropoliei Moldovei, dimineața a început cu o slujbă la mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron, care, conform autorităților bisericești, a fost benefică pentru bunăstarea țării și a credincioșilor din întreaga lume. După binecuvântarea oferită de Mitropolitul Vladimir, ierarhii, preoții, obștea monahală și credincioșii prezenți au pornit în procesiune către complexul Memorial Eternitate. Acolo a fost săvârșit un parastas pentru toți ostașii căzuți pe câmpurile de luptă din toate timpurile pentru apărarea credinței, țării și a neamului. Toți cei prezenți au mers pe dastru, având în mâini icoane, steaguri, dar și alte inscripții specifice acestei procesiuni. Acțiunea se înscrie în șirul de evenimente organizat de Mișcarea Socială pentru Pace, pentru a arăta că cetățenii moldoveni sunt împotriva oricărei acțiuni militare. Reprezentanții acesteia se arată îngrijorați de existența conflictului militar dintre Rusia și Ucraina, de situația din Orientul Mijlociu, care se înrăutățește, de înarmarea țării noastre, dar și de riscurile că Republica Moldova ar putea fi implicată în acțiuni militare.